Bună! Astăzi eu sunt cu Daisy și Rosalina. Da, adică eu sunt Daisy. În fine, și eco-echipie la mea, Rosa! Da, toată lumea mă strigă Rosie, nimănui nu-i pasă de numele meu. Nimănui. Mă cheamă Rosalina. Și a venit la castelul lui Peach. Abia așteptăm să o vedem. Unicornul în ușa castelului. Ba. Ce caută un unicorn în castelul lui Peach? Peach. Rosalina, comportă-te frumos cu el. Nu e decât un biet unicorn. Biet? Dar tu crezi că mie îmi pasă de unicorni? Unicorn? Biet? Ciudat. Rosalina, te rog, pleacă cu capurile acolo. Peach, trebuie să-mi zici cum a ajuns unicornul ăla? În castelul tău. L-am pus să aibă grijă de casă, desigur. Nu puteam să las singură casa să vină hoți. Dar tu îl crezi supraveghetor? Păi, puteai să cui ușa și gata. Cine e pe cheia? Haide, Rosalina. Unicorn, chiar trebuie să te speri de el. Daisy, te rog, nu mai sta în ușa castelului meu. Unicornul! A dispărut unicornul! Unicorn. Bună, prieteni! Cum va merg ziua? Păi... Peach, îmi zici și mie cum te-ai teleportat? Nu credem! Wow, asta chiar e tare! Să știți că am niște probleme cu ăsta. Ok, înțelegem. Haideți, intrați la mine în castel. Nu vreau să te supăr, Peach, dar mi se pare destul de cald în casa ta. Castel! Da, castel. Să știi, e destul de cald. N-ai aer condiționat. Lasă-o pe Daisy să intre! Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați un like, să vă abonați și ne vedem data viitoare. Pa!